Orice sportiv se gândește la medalie, orice muncitor la salariu, orice student la premiu, orice soldat la victorie, orice mamă care se trezește noaptea alături de copilașul care plânge, se gândește la omul care va fi lângă ea la bătrânețe într-o zi, și orice creștin care se abține cu greutate de la păcat, se gândește la cerul care va deveni într-o zi casa lui. Motivația aceasta îl ajută să poată să treacă peste, să învingă și să trăiască cu demnitate. Slăvit să fie numele Domnului! Sunt bucuros și onorat în această seară, frații mei dragi, să fiu cu dumneavoastră aici și să împărtășim împreună cuvântul vieții. În cartea aceasta au citit toți oamenii care au trăit până astăzi și din ea au predicat mari predicatori. Generațiile de până acum s-au confruntat cu mesajul acestei Evanghelii și în dreptul lor au spus da sau nu. Astăzi, când nu mai sunt în ființă ca și noi, au rămas doar cu consecințele alegerilor. Noi mai avem însă oportunitatea să alegem. Nu peste mult, alegerea ni se va lua și vom rămâne doar cu consecința. Care va fi ea? Ea va fi în funcție de alegerea noastră. Mă rog Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, frați și surori, stimați prieteni, dragi invitați, să vă deschideți inima în această seară și fără prejudecăți, să lăsați cuvântul Domnului să-și facă menirea, iar noi să devenim în serviciul Domnului mai atenți, mai responsabili, mai pregătiți și mai disponibili. Pentru că Iisus și în generația aceasta are nevoie de femei și bărbați care să știe ce vor, care să se închine Lui cu tot ceea ce sunt, știu și au, fără rezerve, știind că administrează doar pentru puțin timp lucruri vremelnice, însă identitatea, scopul final și adevărata proprietate este dincolo, în lumea fără sfârșit, în lumea lui Dumnezeu, în lumea noastră, a viitorului nostru. În această seară, pentru a treia oară, în ciclul acesta de predici numite Partea Domnului, mi-am asumat riscul să vorbesc despre bani. Orice predicator riscă când vorbește despre bani. În primul rând, riscă să provoace o anumită stare de irascibilitate în rândul oamenilor care ascultă. Apoi riscă să lase în urmă înțelegerea că vorbește despre bani pentru el neapărat. Vreau în această seară să vă spun că trebuie să vorbim despre tot ceea ce spune Biblia. Este cinstit să ne lăsăm instruiți în toate aspectele vieții noastre. Și unul dintre cele mai importante este felul în care ne administrăm banii. Pentru că la baza felului în care ne administrăm banii stă o motivație. Iar motivația aceasta arată cu adevărat cine suntem noi și ce vrem noi de la viitorul acesta. Am petrecut cu dumneavoastră prima lecție unde am vorbit despre dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ce este al cezarului. Și am observat că plătim taxele, că altfel le plătim oricum. Am spus că trebuie să-i dăm lui Dumnezeu inima noastră și nu discutăm despre a-i da bani înainte de a-i da inima. Niciun om a cărui inimă mai este încă în gestiunea lui nu se gândește să împartă banii lui cu cineva, nici măcar cu Dumnezeu. Dar persoana care îi dă lui Dumnezeu inima, atunci îi dă lui Dumnezeu tot ce are. Am vorbit apoi, data trecută, în lecția numărul 2, despre istoria părții Domnului și am arătat că întotdeauna Dumnezeu a avut o casă în istorie. A avut grădina Edenului pe care Adam și Eva l-au pierdut, au avut cortul, a existat templu și mai apoi sinagoga și astăzi există biserica. Și întotdeauna Dumnezeu a avut o casă, slujitori și unelte. Am arătat că partea Domnului nu are legătură cu legea, că a existat înainte de lege, cu cel puțin 450 de ani. Am arătat că legea a preluat partea Domnului și a legiferat-o. Am arătat că există partea Domnului după lege și am citit Matei 23 cu 23, unde Hristos Domnul spune: voi plătiți zeciuială din ceea ce strângeți de pe câmp, din recoltele voastre, din munca voastră, din produsul muncii voastre. Însă faceți o greșeală imensă.
Lăsați nefăcute lucruri mai importante decât astea. Dreptatea, mila, credincioșia, pe acestea nu le mai faceți. Atenție, faceți-le mai întâi pe acestea, însă nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Nu aveți dreptul să le lăsați nefăcute, decât cu riscul să fiți vinovați. Schița predicii acestei serii este în buletinul duminical și, dacă aveți bunăvoință și nevoie, o puteți urmări. În primul rând, rânduiala financiară în Noul Testament. În Noul Testament nu întâlnim locașuri special amenajate pentru adunările publice ale bisericii, dar aceasta nu pentru că Domnul și ucenicii au interzis, ci pentru că în condițiile de prigoană și de adversitate de atunci, în Imperiul Roman, nu existau clădiri dedicate pentru adunări publice ca și astăzi. De aceea Noul Testament nu ne oferă modelul ideal pentru un serviciu divin. Sunt astăzi oameni care spun, de ce nu faci mai întâi asta? Din punctul lor de vedere ar trebui mai întâi făcută aia. Însă Biblia nu ne oferă niciodată un model de serviciu divin. Mai întâi trebuie să cântăm sau să ne rugăm? La sfârșit trebuie să încheiem cu o cântare ca și Domnul Iisus în Ghețimani sau cu o rugăciune de mulțumire? Predica trebuie să fie înainte de colectă sau după colectă? Anunțurile trebuie să fie înainte sau după? Toate acestea sunt opțiunea celui ce conduce programul în funcție de călăuzirea pe care o are. Pentru că Noul Testament nu ne oferă un model. De ce? Pentru că Noul Testament, în vremea în care s-a scris Scripturile, până în vremea în care s-a încheiat canonul biblic, creștinii n-au avut oportunitatea să aibă clădiri ca și oficii de cult, unde să-și manifeste serviciile publice și să se scrie cum a făcut Pavel, cum a început el, cum a desfășurat el, cum a încheiat el, cum a făcut Petru, când a cântat corul, câte cântări, câte solou, dacă a existat instrumente sau nu. Asta nu surprinde Noul Testament, pentru că în vremea aceea nu existau clădiri dedicate ca și clădiri de cult, unde să existe programe publice. Pentru că în vremea aceea era interzisă credința în Iisus, erau interzise adunările creștinilor, erau interzise adorarea lui Dumnezeu, cântarea pentru El și proclamarea prin predică. De aceea Noul Testament nu surprinde un serviciu divin care să rămână exemplu pentru noi astăzi. Biserica se întâlnea în casele unor credincioși, alteori în păduri, în catacombele romane, adică în carierele de unde s-au scos piatră pentru construcțiile din Imperiu, în peșteri. Așa se explică faptul că nevoia de locașuri de închinare, atenție, așa se explică în contextul Noului Testament, între anul 33 și 100, așa se explică faptul că nu există locașuri de închinare, dar nici nevoia de a le construi. Nu există mijloace materiale ale slujbei divine, dar nici nevoia de a le face. Și slujitorii erau puțini, erau la început, alergau dintr-o parte în alta și nefiind multe biserici locale, nu era nevoie nici de mulți păstori și învățători, nici de multe comitete. Bisericile din vremea aceea le numărai pe degetele la câteva mâini. Astăzi sunt mii și mii și mii și mii de biserici locale. Fiecare biserică are o clădire, fiecare clădire are unelte, fiecare clădire are slujitori. Situația este relativ diferită. Nu o vedem sau nu vrem să o vedem? Mai târziu, când Dumnezeu a dat pace și liniște bisericii, după edictul lui Constantin, în urma visului său, care a pus biserica creștină pe același nivel, din punct de vedere oficial, cu cultul păgân, de a avea libertate să manifeste servicii publice, credincioșii s-au adunat în locașuri de închinare, au început să-și construiască clădiri și fiecare clădire să aibă slujitorii lui și uneltele de la templu, de la biserică, de la adunare. În Noul Testament însă este evidențiată nevoia de slujitori ai bisericii, care să cârmuiască și care să zidească trupul Domnului Iisus Hristos. Și de asemenea este evidențiată nevoia întreținerii lor. Dacă Iisus s-a rugat în prezența ucenicilor săi pentru aceste nevoi,
Aduceți-vă aminte de Matei, capitolul 9, versetele 37 și 38. Duhul Sfânt arată prin Pavel că așa cum în trecut preoții erau pretutindeni la templu, tot la fel, Domnul a rânduit ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Observați capitolul 9 din 1 Corinteni. Apostolul Pavel își apără puțin dreptul lui. Noi spunem că apostolul Pavel a avut serviciu, a lucrat, a făcut corturi. Vă întreb pe cei care spuneți asta, sunteți siguri de ce spuneți? Ați citit cu grijă Noul Testament să vedeți în care dintre orașele unde a mers Pavel a lucrat și veți constata că a lucrat într-un singur loc, în Corint. Și vom explica puțin mai târziu de ce. Aveți Noul Testament în mână, l-aveți acasă. Noul Testament poate confirma sau infirma ce spun eu. Adică poate să spună ce zice Luigi e drept sau ce zice Luigi e strâmb. Și dacă Noul Testament spune că predica mea este strâmbă, să nu o acceptați, să o uitați. Însă vă rog frumos să cercetați Noul Testament și să constatați că din toate locurile unde Pavel a mers, singurul loc unde el a muncit pentru întreținerea lui a fost biserica din Corint, care era o biserică firească, egoistă, care nu se gândea la nevoile lui Pavel. Și frații din Macedonia îl întrețineau pe el. Adică eu muncesc la compania dumitale și mă plătește altă companie. De ce? Pentru că președintele companiei de atât de zgârcit și de egoist încă nu vrea să-mi dea bani. Vrea să muncesc pentru compania lui, dar gratis. Și în 1 Corinteni, capitolul 9, apostolul Pavel vine și spune: eu nu am dreptul să trăiesc din Evanghelia pe care o predic? Eu am dreptul, dar la voi, corintenilor, eu nu mi-am manifestat dreptul acesta, am renunțat la el. De ce? V-am găsit niște oameni firești, niște oameni lacomi, niște oameni care n-ați înțeles că eu sunt unul și voi mulți și v-ar fi ușor să contribuiți la întreținerea mea, timp în care eu ziua și noaptea trăiesc pentru voi, în predicare, în rugăciune, în osteneli. Dar frații din Macedonia s-au îngrijit de nevoile mele, pentru că voi n-ați avut puterea la momentul acela de imaturitate spirituală să vă gândiți la nevoile mele. Și el începe să spună: nu vă aduceți aminte cum era la templu? La templu oamenii care slujeau erau întreținuți de compania unde lucrau, adică de templu, de Dumnezeu. Așa, și apostolul Pavel dă exemple, așa cum cel ce merge la război nu merge pe cheltuiala lui și are soldă de la guvern. Așa cum animalul care îl pui la plug să tragă și să are pământul, să lucreze pământul, își apleacă și el gura și mănâncă din iarba și din plantele care ies din pământ, tot la fel. Și versetul 14 face trecerea de la Vechiul la Noul Testament. Atenție, citesc versetul 13 și mai apoi 14. Și dumneavoastră aveți suficient discernământ ca să n-aveți nevoie de explicația mea. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Și că cei ce slujesc la altar au parte, au beneficiu de la altar? Tot așa, la fel și astăzi. Domnul a rânduit, n-a rânduit baptiștii, penticostalii sau adventiștii, ci Domnul. A rânduit Domnul ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Cum interpretăm acest verset? Îl lăsăm și îl interpretăm mâine. Frați și surori, este penibil pentru orice pastor să predice despre asta, pentru că el este în situație. Mi-ar place să fiu inginer sau medic, să vin la biserică ca fiecare dintre dumneavoastră seara, să am salariul meu și serviciul meu și să predic cu libertate despre subiectul acesta. Însă trebuie să predic cu strângere de inimă, pentru că eu sunt în cauză. Dar dacă nu predic eu, atunci cine? Este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie predicat. Nu pentru mine, pentru că veșnicia dumneavoastră nu atârnă de întreținerea mea și întreținerea mea nu atârnă de veșnicia dumneavoastră. Însă atitudinea dumneavoastră, de felul cum vă gestionați și vă administrați banii, atârnă de veșnicia și de locul unde vă veți petrece veșnicia. Orice păstor și predicator care își permite să vorbească atât de direct, el riscă să cadă în disgrația unora dintre ascultători, să fie neînțeles. Însă eu nu spun predica aceasta ca să mă fac prieten cu cineva, ci rolul meu acum este un rol de învățător.
Este o poziție de păstor care explică cuvântul Domnului. Eu n-am autoritatea să oblig pe cineva să împlinească Evanghelia. Sunt doar un om, sunt doar o mână de țărână. Dar am această menire de poștaș să vin și să vă aduc un plic care conține un mesaj de la stăpân. Eu n-am autoritatea asupra felului în care vă administrați banii, însă am fost trimis să vă aduc scrisoarea. Ce veți face cu ea nu mai intră în competența mea. De fiecare dintre noi și de mine și de dumneavoastră se îngrijește Dumnezeu, indiferent ce vor face ceilalți. Însă ceea ce facem noi în fața cuvântului care ne spune, așa cum preoții la templu în Vechiul Testament, tot așa Domnul a rânduit astăzi ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din ea. Se referă la predicatori consacrați? Se referă la cei care fac asta în mod consacrat, care s-au dedicat pentru acest lucru? Ce am face dacă toți medicii dintre medicii de astăzi ar practica meseria după ce ies de la serviciu din construcții, așa de pe la 6, 7, 8 în sus? Cât de bine pus la punct ar fi serviciul medical? Ce am face dacă transportul în comun ar funcționa doar de la 6, 7 în seara și cei care lucrează în transportul în comun ar fi doar oameni care lucrează în construcții toată ziua? Ce ar fi dacă dascălii din școli și ar face meseria de dascăl doar de la 6-7 în sus, când vin de la geabul lor de construcții? Unde ar ajunge sistemul educațional? Ce am face dacă George Bush ar fi președinte după ce iese de la geabul din construcții, de la 6-7 în sus? Nu este așa că în toate aceste locuri avem nevoie de oameni dedicați, care ziua și noaptea să stea la dispoziția cetățenilor și să-i servească? Transportul în comun ne servește pe noi pe toți și ne duce unde vor, unde vrem, contra cost. Medicii ne slujesc trupului. Nu există și niște oameni care să slujească spiritului și emoției noastre, care să ne stea la îndemână și tot timpul să fie la dispoziția noastră? Asta vrea să spună Evanghelia. Tot așa Domnul a rânduit. Nu lui Gimițoi, nu Teodor Luca, nu Ionel Șovrea, nu Petru Lorinț, nu Biserica Pentecostală sau alta. Domnul! Și dacă a rânduit Domnul, eu nu am dreptul să legalizez legile lui Dumnezeu și să spun, Doamne, de acord în bunăvoința mea sau nu. Ci eu, în fața acestei rânduieli puse de Domnul, o să primesc du-te sau vino, ca în fața tuturor celorlalte. În al doilea rând, nevoia de slujitori consacrați. Al doilea rând, nevoia de slujitori consacrați. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu misiunea Domnului Iisus, a lui Pavel, a lui Petru, a celorlalți apostoli, dacă ei ar fi făcut, dacă ar fi predicat Evanghelia doar după ce ieșeau de la lucru. Și dacă tot ceea ce au făcut ei ar fi făcut câteva ore seara. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat. Puneți-vă, vă rog, această întrebare. În primul rând, slujitorul trebuie să fie un ostaș care nu se încurcă cu treburile lumii. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Citim cuvântul Domnului. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a trimis la oaste. Observați că un ostaș nu poate să meargă la oaste atunci când iese din geabul lui. Aia n-ar mai fi armată. E nevoie de un ostaș care să-și lase familia, care să-și lase geabul și care să meargă la oaste și să spună ziua și noaptea, sunt cu arma în mână, sunt în tranșeu, sunt în groapă. Lupt împotriva inamicului, îmi apăr patria, familia, țara. Niciun ostaș nu face altceva, ci atunci când este în luptă, în război, el full time face asta, tot timpul. În al doilea rând, slujitorul trebuie să stăruiască necurmat în rugăciune și în predicarea Evangheliei. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 4. Cunoașteți prea bine textul acesta care ne prezintă soluționarea unei crize în biserica primară. Iar noi, spuneau apostolii, vom stărui necurmat, neîncetat, adică tot timpul, în predicarea cuvântului. Vom face asta tot timpul, fără rezerve. Nu ne mai luăm timp să facem altceva.
Pentru că predicarea cuvântului are nevoie de oameni care să o facă în fiecare clipă, în fiecare zi. În al treilea rând, slujitorul trebuie să fie la dispoziția bisericii. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 31. Observați ce spune Pavel. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, ziua și noaptea, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Vă întreb, în acești 3 ani, Pavel a lucrat sau n-a lucrat? Despre care oraș era vorba? Putem din Biblie să observăm că în orașul acela el a lucrat sau nu a lucrat și să observăm limpede că n-a lucrat. El însuși spune, 3 ani, ziua și noaptea, m-am ocupat de voi. Și începând de la școala celui din vremea aceea care ne-a oferit clădirea ca și adunare, ziua și noaptea m-am ocupat de voi și v-am educat făcând studii biblice, evangelizând, consiliind și punând pe picioare biserica lui Dumnezeu. 3 ani! În al treilea rând și în încheiere, frați și surori, în această seară, aș vrea să observăm exemplul Apostolului Pavel. Să-l urmărim puțin pe el și să observăm puțin cum s-a comportat el în domeniul acesta și care a fost învățătura lui rămasă pe paginile Noului Testament. Au fost situații când Pavel nu s-a folosit de dreptul lui de a fi susținut financiar, dreptul lui de slujitor, dar acestea au fost câteva excepții bine motivate. Și acum vă invit să manifestați multă atenție, să vă concentrați și cu Biblia în mână să observați dacă ce spun este adevărat sau neadevărat. 1 Corinteni, capitolul 3. Observați aici că în Corint Pavel a spus, eu trebuie să fiu suportat financiar de voi, dar renunț la dreptul meu. De ce? 1 Corinteni, capitolul 3, citim primele 3 versete. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Cum să le spui unor oameni lumești? Voi trebuie să mă întrețineți pe mine. Ăia spun, du-te la lucru, băi frate. Pavel spune, când am venit la voi, n-am putut să vă vorbesc duhovnicește, că nu erați duhovnicești. Erați firești, erați lumești. Fiți, vă rog frumos, cu privirea în Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1. A trebuit să vă vorbesc ca unor prunci în Hristos. N-aveați capacitatea să vă vorbesc despre lucruri profunde, mature. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteați suferi, nu le puteați digera. Erați copilași în credință, nu erați maturi. Și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești, nu trăiți voi după sistemul social din lume, unde se spune, George Bush e mai bun. Nu, acesta este mai bun. Și Pavel spune, a murit pentru voi eu, Chifa, Apollo? Nu, Hristos a murit pentru voi. În jurul lui trebuie să vă cantonați, nu în jurul slujitorilor. Aceasta este învățătura lui Pavel din 1 Corinteni. Frați și surori, setea noastră de cer ne obligă să avem sinceritatea și puterea să abordăm aceste subiecte. Și o facem bine intenționat ca să învățăm, să ne învățăm pe noi și copiii noștri să păzească legea Domnului după ce o vor înțelege. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 12. Nu numai că acești creștini din Corint erau lumești, dar creștinii din Corint erau slabi. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade mult mai mult nouă să ne bucurăm, dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul. Noi nu ne-am folosit de dreptul acesta la voi, pentru că voi nu erați în stare să ne înțelegeți. Ne-ați fi interpretat greșit. Ați fi înțeles că suntem niște oameni care vrem să trăim bine pe spinarea voastră. N-ați fi înțeles că noi trebuie să ne ocupăm cu Evanghelia, să fim dedicați Evangheliei și asta în folosul vostru. În al treilea rând, în Corint, unii dintre creștini încă nu-L cunoșteau pe Domnul. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 34.
Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Domnul, spre rușinea voastră o spun, nu-L cunosc pe Domnul. Cum vă închipuiți că oamenii aceia vor fi pregătiți să accepte partea Domnului? Cum vor fi pregătiți să suporte un păstor, un învățător, un evanghelist? Cum credeți că vor fi pregătiți? Ei gândesc lumește, gândesc firește. În Corint, unii dintre creștini nu-l iubeau personal pe Pavel, aveau ceva personal cu el. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. În primul rând, erau lumești, erau slabi, unii dintre ei nu-l cunoșteau pe Domnul și instigau poporul, iar alții personal nu-l suportau pe Pavel ca oameni, ca indivizi. Toate aceste lucruri sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și apostolul Pavel continuă. Versetul 12 până la versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Și în această parte a Scripturii și în multe alte locuri din această scrisoare, apostolul explică ce probleme a avut în Corint, pe de o parte cu oamenii de afară, cu oficialitățile, cu reprezentanții cezarului, cu armata, cu poliția vremii, dar pe de altă parte cu oamenii din interior, care nu-l suportau pe Pavel pentru că el își manifesta autoritatea și spunea, așa spune cuvântul Domnului, așa spune cuvântul Domnului. Iar oamenii aceștia care veneau din templele păgâne, care se pocăiseră dintre iudaizatori, adică evreii care se convertiseră, erau geloși și invidioși pe Pavel și încercau să-l pună în întuneric ca pe un om care umblă după bani, după foloase personale. Și Pavel vine să se apere, iar în 1 Corinteni, capitolul 9, el încearcă să se apere, acolo unde spune despre dreptul lucrătorului creștin. Zice el în versetul 12, dacă se bucură alții de voi, eu să nu mă bucur? Pavel continuă să spună corintenilor, priviți 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 8 și 9. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 8 și 9. Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, pentru că de nevoile mele au îngrijit frații care au venit din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. De ce? Erau firești, erau lumești, erau slabi, aveau ceva personal cu Pavel și între ei erau oameni lumești, oameni care nu-L cunoșteau pe Domnul. Iar Pavel le-a slujit lor timp în care alții din alte biserici l-au sponsorizat și l-au ajutat. Este vrednic de luat în seamă și faptul că Pavel nu a avut o familie de întreținut. Imaginați-vă dacă ar fi avut soție și 3, 4, 5 copii. Câte bilete pentru corabie i-ar fi trebuit? În loc de un sandwich i-ar fi trebuit 5. În loc de un pat i-ar fi trebuit 5. În loc de o cameră i-ar fi trebuit măcar 2-3. El a fost doar singur, dar dacă ar fi avut familie? Trebuie să punem problema și așa, pentru că noi suntem oameni sinceri și cinstiți în gândirea noastră. Adeseori se afirmă cu o ușurință vinovată că Pavel a renunțat la dreptul său de a fi susținut financiar. Însă Biblia spune că el a făcut asta doar, numai, față de corinteni, pentru că aceștia erau imaturi și nespirituali, pentru că se certau și aveau probleme între ei și Pavel nu a vrut să mai pună gaz pe foc cu încă o problemă. Și acolo el a făcut corturi pentru el și alte biserici l-au ajutat, l-au sponsorizat. Nu vom găsi niciodată în Noul Testament că el a mai făcut asta în altă parte. Din aceste motive, când el a fost la strâmtoare, nici măcar nu a avut îndrăzneala să le vorbească de necazurile lui. Observați în versetul 9, pentru că el nu are libertatea să le vorbească de necazurile lui. De ce? Aceștia l-ar fi înțeles greșit. Și el a vorbit cu alții despre necazurile lui, dar cu oamenii care trăiau lângă el n-au avut libertatea să vorbească. Pentru că oamenii aceia îl disprețuiau pe Pavel. Sigur, mai târziu, când ei s-au maturizat, când Duhul Sfânt a venit peste ei, atunci altfel s-a pus problema.
Mai târziu, Pavel le spune corintenilor, am primit de la alte biserici o plată ca să vă slujesc vouă. Aici cuvântul în limba greacă, plată, este opsonein și înseamnă soldă, înseamnă salariul unui ostaș care este înscris la armată. Citiți Luca 3:14 și 1 Corinteni 9:7. Domnul Iisus a spus, vrednic este lucrătorul de plata sa. În limba greacă este cuvântul mistos, adică salariu, Luca 10:7. Vrednic este lucrătorul de salariul lui. Vorbind despre prezbiteri, Pavel îl învață pe Timotei, prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu predicarea și cu învățătura pe care o dau altora. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17. În versetul următor, Pavel explică la ce fel de cinste se referă. Să nu lești gura boului care trăieră bucatele și vrednic este lucrătorul de plata lui. Versetul 18, adică următorul. Vedeți la ce fel de cinste se referea Pavel? Cinste în limba greacă înseamnă onorariu. Acesta este cuvântul tradus aici. Aveți dicționare în limba greacă, suntem într-o lume unde oportunitățile toate ne stau la îndemână. Vă rog frumos să verificați dacă ce spun este drept sau nedrept. Principiul Noului Testament este ca slujitorii lui Dumnezeu, înainte de a fi chemați la slujbă. Observați, vă rog, și la Domnul Iisus Hristos și la apostol, permiteți-mi să fac o scurtă paranteză. Ce a fost Domnul Iisus Hristos înainte să se dedice slujbei? A fost tâmplar. Ce a fost Petru, Andrei și Iacov și Ioan? Pescari. Ce a fost Levi, vameș? Strângea taxele. Ce a fost Luca, medic? Ce a fost Pavel, făcător de corturi? Ce a fost Barnaba, probabil agricultor? Vă întreb, câți dintre aceștia și-au mai profesat meseria? Vă întreb, câți dintre aceștia și-au mai profesat meseria? De câte ori îl mai găsim pe Domnul Iisus Hristos făcând ceva din lemn ca să se întrețină? De câte ori îl mai găsim pe Barnaba plantând porumb și grâu? De câte ori îl mai găsim pe Luca făcând consultații pe bani? De câte ori îl mai găsim pe Levi strângând taxele și pe apostol pescuind ca să se întrețină și să vândă bani, să vândă pentru bani pește? De câte ori? După ce au fost chemați de Dumnezeu în lucrare, ei au sfârșit cu îndelemnicirile profesionale ca și dedicare, ca și angajare la o companie undeva să-ți câștige existența, dedicându-se cu totul Evangheliei, potrivit Bibliei, o rânduială așezată de Dumnezeu în biserică. Partea Domnului este o rânduială așezată de Domnul în biserică. 1 Corinteni 9:14. Domnul a rânduit în biserică această rânduială. Iar fiecare dintre noi stăm în seara aceasta în fața Domnului. Nu în fața unei biserici, nu în fața unui comite sau pastor. Stăm în fața Domnului care a rânduit. Și noi hotărâm dacă acceptăm ce spune Domnul sau nu. 2. Este un drept acordat slujitorilor săi. 1 Corinteni 9:15. 3. E o datorie a fiecărui credincios față de cei care îl învață. Galateni 6:6. Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului aici. Privind în Scriptură, citim la Galateni 6:6. Cine primește învățătură din Biblie, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Asta nu o spun eu, asta o spune Biblia. Și această Biblie toată este insuflată de Dumnezeu și are scopul să ne învețe, să ne instruiască și să facă din noi oamenii lui Dumnezeu pregătiți și destoinici pentru orice lucrare bună. Cel care te învață, ai obligația să-l ajuți pentru întreținerea vieții. Asta o spune Pavel în Galateni, care e în Noul Testament, în 1 Corinteni, care e în Noul Testament. 4. Este o dovadă de dragoste și de cinstire a slujitorilor lui Dumnezeu. Filipeni 4:10, 1 Timotei 5:17. Și în ultimul rând pentru mine în această seară, este o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Este o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Cât este partea Domnului? 10%? Domnul Iisus Hristos a privit pe ucenicii săi, pe cei care îl urmau și au spus, dacă nu veți întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor,
cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. La ce s-a referit? Aceasta rămâne să ne descopere Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea înainte de rugăciunea în care ne vom decide, ne vom cere iertare, ne vom pregăti sufletul înaintea Domnului, să mai ascultăm o poezie. Fratele Daniel.